În momentul de față, toate construcțiile privind vânzarea vinului au căzut, în sensul că acele structuri pe care le aveam cu distribuitorii, cu agenții de vânzări, au, în momentul de față, au căzut, pentru că, practic, fiind închisă toată zona Horeca, o zonă pentru care avea procentul cel mai mare în livrările noastre, în momentul de față, această activitate a ajuns aproape la zero. Desigur, sunt situații foarte, foarte complicate cu care nu ne-am confruntat. Închiderea majorității spațiilor Horeca, spațiilor sau unităților Horeca, afectează în mare măsură vânzarea vinului. În acest sens, toate contractele care le-am avut cu distribuitorii au încetat în momentul de față, unele au ajuns la situația să returnăm cantitățile de marfă pe care le aveam livrate în depozitele lor, iar activitatea cu sectorului de vânzări practic este ajunsă la limită. Din întreaga echipă de vânzări care o aveam, a mai rămas o singură persoană, în restul celelalte activități fiind suspendate.